Ziarul era înțesat cu articole despre cutremur. Nenorocirile ieșeau la iveală una după alta. Totuși, în ochii lui Komura, toate aceste detalii se răsfrângeau plat, fără adâncime. Totul reverbera monoton și îndepărtat. Sigur cunoști pe cineva care ți-a povestit ce imagine a păstrat de la cutremurul care a îngrozit România în 1977 pe 4 martie. Japonezul Haruki Murakami îți arată cum se resimt undele seismice ale unei catastrofe foarte asemănătoare celei din România în Japonia anului 1995. În 6 povestiri concentrate asupra unor personaje afectate într-un fel sau altul de cutremurul de la Kobe, japonezul reușește să arate cum un cutremur din realitate te poate aduce în fața problemelor pe care le păstrezi adânc în tine ani întregi. Singurul subiect la care reușea să se gândească serios era soția lui, care părea și ea din ce în ce mai îndepărtată.